Un dependent cere ajutorul doar atunci când a suferit prea mult, când de fapt a fost pus în fața unei oglinzi și a conștientizat consecințele consumului. Manuel Volmer, consilier în adicții la Centrul Izvorul Tămăduirii, are un băiat de 17 ani. Ce făceați dumneavoastră la 17? Eu la 17 ani începeam să-mi trăiesc viața după pofta inimii. Alcool, tutun, distracții. Toată tinerețea i-a fost stropită cu alcool. Pe la 25 de ani am început să ascund faptul că beau alcool, pentru că și în familia mea tatăl era alcoolic și mi-era jenă față de mama. La 32 de ani a venit un gând, să urmeze cursurile Facultății de Teologie. Într-o seară, citind dogmatica Sfântului Ioan Damaschin, m-am trezit cu cartea într-o mână și cu sticla de vodcă în cealaltă. Și atunci am avut o tresărire și am zis, cum, eu să dau la teologie, eu să ajung preot, să-mi tremure mâna când dau Sfânta Împărtășanie oamenilor, să mă duc eu beat la slujbe și asta nu. Nu pot să fac asta. A fost primul pas către recuperare. L-am simțit pe Dumnezeu aproape. Dar cel mai mult, cu o intensitate foarte, foarte mare, l-am simțit într-o zi când intram efectiv în sevraj. A fost ultima mea băută, ultima mea zi de consum. Fusese atunci ultima perioadă de consum și se preconiza un sevraj. Părintele Liviu m-a chemat că la biserică a venit o icoană făcătoare de minuni. M-a copleșit plânsul. Am plâns. M-am rugat foarte mult să scap odată pentru totdeauna din mrejele alcoolului. Și de atunci, din ziua aceea, n-am mai pus gura pe băutură. Sunt 8 ani. Țin minte 3 aprilie 2012.